Rusia a intrat în doliu. Lacrimi și durere la Kremlin, o tragedie pentru noi Vladimir Putin este în doliu. Un eveniment tragic a avut loc recent. Editorul șef al ziarului preferat al țarului de la Kremlin, Anna Țareva, a murit brusc. Acest deces survenit la scurt timp după trecerea în neființă a șefului său, care a avut loc anul trecut. O a doua moarte ridică întrebări și aduce aminte de circunstanțele misterioase în care acesta din urmă și-a găsit sfârșitul. El a murit sufocat într-o mașină. La doar 35 de ani, Anna Țareva, redactor șef adjunct al ziarului Komsomolskie Apravda și responsabilă cu ediția online, a părăsit această lume în mod neașteptat. Ea a decedat la Moscova, însă, înainte, și-a sunat colegii. Ea le-a transmis că nu se simte bine. Ultimele ei cuvinte au fost: Am luat o pastilă, mă duc la culcare. Din păcate, peste câteva ore, ea a fost găsită fără suflare. Jurnalistei nu erau cunoscute afecțiuni cronice, conform declarațiilor soțului. Autoritățile investigează în continuare circunstanțele decesului, iar acesta a subliniat că nu există elemente de violență asociate cu tragicul eveniment.